Știrile Info Caransebeș vă sunt prezentate de Valentina Saghin. Bună ziua și bun găsit la știrile Info Caransebeș. Noi aleși locali de la Caransebeș au intrat în posesia certificatelor care le atestă această calitate în cadrul unei festivități derulate zilele trecute la sediul primăriei. Potrivit rezultatelor oficiale, Marcel Vela a câștigat detașat bătălia pentru fotoliul de primar, iar USL a obținut majoritatea în Consiliul Local cu 13 consilieri aleși. În legislativ vor mai intra de asemenea 4 consilieri PPDD și 2 consilieri PDL. Cei 19 nou aleși caransebeșeni au primit la sediul municipalității certificatele doveditoare ale alegerii în legislativul local în urma scrutinului de duminică. Documentele care le atestă calitatea de ales local au fost înmânate de judecătorul Nicușor Maldea, cel care le-a transmis noilor aleși dorințele alegătorilor, acelea că oamenii așteaptă altceva pentru că politica de stat a fost până acum minciună, șmecherie și vulgaritate. După fiecare alegeri, oamenii așteaptă să le urmească altceva. Încă o dată, repet, nu doresc să discutăm despre politică. Vă spun doar ceea ce am simțit de la oameni. Așteptările oamenilor sunt total diferite de modul în care se face, s-a făcut politica în România. Politica de stat în România a fost minciună, șmecherie, vulgaritate. Adică, minte cum pot, șmecherește. De aceste așteptările noastre vi le expun eu, ale oamenilor, vi le expun eu. Și vă rog să încercați să faceți altceva. Primarul Marcel Vela a mulțumit tuturor noilor aleși pentru campania electorală decentă dusă la Caransebeș, municipiul fiind în acest sens un exemplu de colaborare și înțelegere, indiferent de culoarea politică. Cred că ce am făcut la Caransebeș în această perioadă a fost decent, a fost elegant. Nu s-au folosit cuvinte obscene, necivilizate. Au fost candidați care și-au exprimat fiecare în felul lui dorința de a accede în fotoliul de primar sau de consilier municipal. Și chiar sunt satisfăcut așa ca fost primar și ca nou primar că în orașul în care oamenii au început să scrie istoria cu Bob de Greu sau Vatra Spirituală a Banatului Montan, aici, în cetatea Caransebeșului, de unde au pornit multe, multe evenimente istorice. Aici, în Caransebeș, am dat dovadă de bun simț și de civilizație, indiferent de culoarea politică, toți partenerii până la urmă din această competiție electorală. Pentru că putem fi parteneri, putem fi rivali, niciodată n-am fost de acord să fim dușmani. Până la urmă, fiecare dintre noi, care am îmbrățișat o idee, o doctrină, mai de stânga, mai de centru, stânga mai de dreapta sau mai de centru dreapta, a văzut și a dorit ca prin acel partid să formeze o echipă și să facă ceva pentru comunitate. Deci esența, cred eu, că pentru fiecare dintre noi, indiferent de culoarea politică, este aceea de a veni în confort, de a ne exprima oficial și de a ne reprezenta legătorii și comunitatea și a face pentru ei ceea ce trebuie, pentru Caransebeș, ca oraș, ceea ce trebuie, ceea ce este necesar, ceea ce are nevoie. Potrivit rezultatelor finale, Marcel Vela rămâne primarul Caransebeșului pentru încă 4 ani după ce a câștigat duminică detașat al 3-lea mandat consecutiv de edil. Liderul liberal a fost votat de 8.038 de alegători, 73,65%, la o distanță considerabilă, situându-se reprezentantul PPDD, Nicolae Șelner, cu 1.584 de voturi, 14,5%, și cel al PDL, Alexandru Stănescu, pentru care au optat 968 de caransebeșeni, 8,87%. În ceea ce privește componența viitorului legislativ, USL va deține majoritatea cu cele 13 mandate obținute, 64,34%. Celelalte locuri în Consiliul Local vor fi ocupate de PPDD, 4 mandate, 18,05%, și PDL, 2 mandate, 9,83%. Moment solemn în aula 1 decembrie a municipalității. Două personalități ale municipiului Caransebeș, preotul Sorin Cosma și scriitorul Ion Gheorgheosu, au primit titlul de cetățean de onoare în semn de recunoaștere a contribuției însemnate aduse în viața teologică și literară a urbei de pe Timiș și Semeș.
Unul din cei mai reputați teologi din Banat, preotul profesor universitar dr. Sorin Cosma, a primit distinția de cetățean de onoare al municipiului Caransebeș în cadrul unei ședințe extraordinare a legislativului local. Pasionat de studiul problematicii creștine prin prisma moralei, Cosma reprezintă la ora actuală una din cele mai autorizate voci ale învățământului teologic, fapt recunoscut și de primarul Marcel Vela în preambulul evenimentului festiv derulat la sediul municipalității. Am fost cu toții, domnule profesor, încântați, am fost mândri că municipiul Caransebeș, un cadru didactic, un cadru cel din Părinte, face educație pentru viitorii preoți, este un model și un simbol al învățământului din Banat. Consiliul Local al Municipiului Caransebeș, prin hotărârea numărul 55 din 29 februarie 2012, conferă titlul de cetățean de onoare domnului profesor dr. Sorin Cosma. Împlinim acest act solemn al numărării titlului de cinstire astăzi, 8 iunie 2012. Vizibil emoționat, preotul profesor universitar dr. Sorin Cosma a mulțumit autorităților locale pentru distinția acordată, precizând că titlul onorific reprezintă o cinstire a învățământului teologic din Caransebeș. Doresc să exprim simțămintele mele de gratitudine pentru cinstirea ce mi-a fost acordată prin recunoașterea mea ca slujitor aproape o jumătate de veac a învățământului teologic din Caransebeș, deopotrivă preuniversitar și universitar. A contribuției pe care mi-am adus-o în această calitate la formarea conștiințelor preoțești, capabile să slujească intereselor bisericești și cetățenești ale credincioșilor români ortodoxi de aici și aproape din toată țara, fiindcă la școala teologică din Caransebeș s-au format preoți veniți de pretutindeni și care s-au răspândit pe întreg cuprinsul țării. În aceeași ședință a mai primit titlul de cetățean de onoare al Caransebeșului și scriitorul Ion Gheorgheosu, un pasionat de trecutul și istoria municipiului, un căutător al adevărului, așa cum l-a caracterizat edilul șef. Mai avem un prieten bun și un om care a încercat și a și reușit să evoce trecutul și istoria Banatului de Munte, trecutul și istoria Caransebeșului și, în mod special, tot ceea ce s-a întâmplat într-o perioadă în care, să spunem, că alți scriitori sau alți căutători de adevăr, Consiliul Local al Municipiului Caransebeș, prin hotărârea numărul 56 din 29 februarie 2012, conferă titlul de cetățean de onoare domnului Ion Gheorgheosu. Împlinim acest act solemn al rămânării titlului de cinstire astăzi, 8 iunie 2012. Din cele mai vechi clădiri monument istoric din Caransebeș, fosta bancă a graniței, actualul sediu BCR, va intra în patrimoniul municipalității. Consiliul Local a aprobat vineri achiziționarea acestui imobil pentru suma de 1,8 milioane de lei, bani care, potrivit primarului Marcel Vela, vor fi recuperați de administrația locală prin închirierea clădirii pe o perioadă de 10 ani către BCR.
Chiar dacă municipiul Caransebeș a ales un nou legislativ local, tot cel din mandatul 2008-2012 a fost convocat vineri într-o ședință extraordinară pentru a da undă verde achiziționării unei clădiri de patrimoniu de către administrația locală. Este vorba de fosta Banca a Graniței, actuala clădire BCR, un imobil cu o vechime de peste 200 de ani. Valoarea tranzacției se ridică la 1,8 milioane lei, prima tranșă urmând a fi achitată în zilele următoare. Potrivit conducerii municipalității, la baza achiziționării imobilului și a terenului aferent au stat mai mulți factori, precum prețul bun, contractul de închiriere către BCR pentru următorii 10 ani și posibilitatea degajării circulației din zona centrală prin parcarea instituției bancare. Prețul este destul de mic, este vorba de 1.800.000 de lei, având în vedere faptul că doar acum 3 ani BCR-ul a investit în modernizarea sediului 2.200.000 de lei. Și evaluarea pe care am făcut-o noi acum și care este și preț de vânzare anunțat de BCR doar de 1.800.000 a fost, din punct de vedere al eficientizării patrimoniului local, foarte avantajoasă. Și al doilea motiv, BCR-ul rămâne în continuare să își desfășoare activitatea în acest sediu, plătind chirie primăriei. Deja avem un contract ferm pe 10 ani de zile, aprobat de Consiliul Local, ceea ce înseamnă că în 12-15 ani această clădire va reveni gratuit în patrimoniul municipiului Caransebeș, deoarece această sumă se amortizează din chiriile pe care, iată, această bancă le va achita către bugetul local. Odată cu achiziționarea sediului BCR, s-a achiziționat și terenul aferent, adică parcarea din spatele BCR-ului, astfel încât în perspectivă să putem degaja circulația din zona primăriei municipiului Caransebeș, mai ales că poate reușim să obținem finanțare și să realizăm proiectul făcut de firma Hartfelder acum câțiva ani pentru a reface ieruga orașului, bineînțeles într-un mod simbolic, din fața primăriei până la statuia Pro Patria de la liceul Traian Doda. Pe de altă parte, Marcel Vela le-a explicat aleșilor că s-a optat pentru achiziționarea clădirii și a terenului aferent pentru a nu risca faptul ca un monument istoric să încapă pe mâna unui speculator imobiliar. În acest context, pentru a nu risca faptul ca un monument istoric, BCR-ul, să devină un birt sau o locuință, municipiul Caransebeș a exprimat dreptul legal de preemțiune, fiind monument istoric. Acest preț favorabil și vânzarea erau favorabile pentru vreun speculator imobiliar sau vreun șmecher de pe București care voia să o ia la un preț așa de mic și nu se așteptau ca primăria Caransebeș să-și exprime dreptul legal de preemțiune pentru un monument istoric. Așadar, cărțile probabil au fost făcute pentru alții și până la urmă a câștigat orașul Caransebeș, deoarece sunt convins că i-am luat pe nepregătite și nu se așteptau ca noi să ne exprimăm dreptul de preemțiune, care evident este un cost, o cheltuială la bugetul local, dar care se amortizează cu această chirie. Așadar, cred că am avut și puțin noroc și Caransebeșul, care este binecuvântat de Dumnezeu în acest spațiu geografic, se pare că va avea noroc în următoarea perioadă. În opinia primarului de Caransebeș, gestul administrativ de vinere al legislativului local este unul de onoare și împlinire a unei datorii față de înaintașii și istoria cetății. Un gest administrativ, în primul rând, și de onoare și de obligație față de înaintașii noștri și de istoria noastră, de a recupera imobile, monumente istorice, care pot risca să ajungă pe mâna unor, speculatori imobiliari și ele să-și piardă din importanța și din valoarea lor, așa cum sunt multe în Caransebeș care au fost retrocedate sau achiziționate în urma unor legi, a unor inginerii financiare sau fiscale sau administrative sau legale prin privatizările unor societăți și care doar unele din ele au fost reabilitate, arată bine, ne mândrim cu ele, așa cum este Coronghi sau Sece Timiș, dar sunt unele care, din păcate, cum este Pomul Verde, nu se ridică la nivelul așteptărilor sau la nivelul trecutului pe care aceste clădiri l-au avut în municipiul Caransebeș. Mai sunt și multe altele, nu vreau să le exemplific acum, am dat doar comparativ două situații pozitive și negative, dar, în consecință, acest gest de a recupera Banca Graniței într-o variantă rentabilă pentru bugetul local, cu contract ferm pe 10 ani și
să avem chiriași care să amortizeze cheltuielile. Consiliul Local și noi, echipa executivă, considerăm că este deja un gest care a fost ca o împlinire a unei datorii față de înaintașii noștri și istoria municipiului Caransebeș. Casa Colpin Caransebeș derulează o serie de activități de formare profesională, de protecție a mediului, dar și cu caracter social. Casa Colpin Caransebeș a fost înființată în 2006 din dorința de a crea un centru inovativ pentru regiunea de vest a României, ca o modalitate prin care să poată fi susținută dezvoltarea capitalului uman, incluziunea socială, dar și învățarea pe tot parcursul vieții. Acest proiect a fost posibil prin efortul conjugat al mai multor sponsori și finanțatori, cum ar fi Ministerul Federal German pentru Colaborare și Dezvoltare, Guvernul Italiei, Asociațiile Colpin din Austria, Germania și Elveția. Acest proiect l-am început acum câțiva ani, după ce am dezvoltat un alt proiect în Brașov, unde am văzut că putem avea succes, și atunci ne-a venit ideea ca în Caransebeș să începem un proiect asemănător. Din 2009 noi funcționăm, dar din anul acesta am reușit să începem cu formarea profesională în domeniul turismului, primul curs de bucătari. La modul general putem spune că noi avem o rețea de asociații în țară și dezvoltăm proiecte sociale. Deviza noastră este a acorda ajutor pentru întrajutorare. În acest sens, noi am primit un ajutor de-a lungul timpului din afară și încercăm să dezvoltăm proiecte fezabile care să contribuie la dezvoltarea economică și socială. Iar unul dintre aceste domenii este formarea profesională, care credem că poate fi cheia unei dezvoltări durabile. Primul curs noi l-am oferit celor care sunt marginalizați social, avem foarte mulți șomeri înscriși, 3/4 dintre ei sunt șomeri și vizăm persoanele fără venituri care doresc să lucreze în domeniul gastronomiei. Observăm că acum pe piață se caută această meserie și ar fi de perspectivă așa ceva în această zonă. Un al doilea proiect pe care vrem să-l dezvoltăm cu ajutorul primăriei din Caransebeș și a domnului primar Marcel Vela, am primit un teren aici în Caransebeș, lângă noi, lângă locația noastră, de 5.000 de metri și vom dezvolta acolo un proiect care se numește Ateliere Protejate. Acolo dorim să implicăm tineri care au un handicap ușor în domeniul legumiculturii și a grădineritului. Persoanele care fac parte din aceste categorii sociale defavorizate, cu handicap sau, mă rog, care provin din familii sărace, ce trebuie să știe? Cum ajung să urmeze cursurile la noastră? Ce au de făcut? Ei trebuie să se înscrie la noi pe o listă de așteptare, iar în măsura în care noi avem finanțarea necesară, putem să-i invităm la cursurile noastre. Avem un grup foarte activ de tineret în Caransebeș de mai mulți ani de zile. Ei au fost prezenți în multe parteneriate peste tot în mai multe țări din Europa. Ultimul lor proiect, ultima lor reușită este amenajarea unei săli de joacă pentru copii la Spitalul de Pediatrie, pentru care noi ne bucurăm că a fost inițiativa lor și ei s-au străduit să adune fonduri, au organizat un bal, au organizat mai multe acțiuni de strângere de fonduri și au reușit să inaugureze acum 2 săptămâni acest proiect. Veniturile obținute din activitatea de turism sunt folosite pentru finanțarea programelor formative, precum și a proiectelor sociale și de mediu. Familia Colpin a fost înființată în 1849 de preotul catolic Adolf Colpin în Köln, acolo unde s-a născut Asociația Calfelor cu scopul de a le oferi acestora un ajutor în rezolvarea problemelor create de Revoluția Industrială. Deși la început era destul de restrânsă, cu timpul s-a dezvoltat foarte mult, ajungând o organizație internațională cu aproximativ 500.000 de membri în peste 50 de țări. După cel de-al doilea război mondial, această asociație și-a schimbat denumirea în familia Colpin după numele fondatorului ei. De-a lungul timpului, Colpin România a construit numeroase case ale comunității, mai ales în Banat, Transilvania și Bucovina. Atmosfera lor primitoare, familiară, a fost întotdeauna favorabilă întâlnirii și formării. Colpin deține de asemenea o bogată tradiție în formare și munca la nivel comunitar, cu scopul de a dezvolta comunități dinamice cu membri activi care acționează solidar. În Biserica Romano-Catolică din municipiul Caransebeș a fost oficiată duminică 17 iunie Sfânta Liturghie de mulțumire pentru activitatea depusă în ultimii ani de către două surori franciscane, care la sfârșitul lunii iunie vor părăsi definitiv Caransebeșul și România din motive de vârstă.
La ceremonia oficiată de părintele paroh Martin Iagu a luat parte și primarul municipiului Caransebeș, care a dăruit surorilor un cadou simbolic, câte un tablou reprezentând imaginea clădirii primăriei Caransebeș sub semnătura lui Ștefan Popa Popas. Totodată, Marcel Vela a mulțumit pentru munca depusă în ultimii 20 de ani în folosul comunității, a copiilor nevoiași și a bătrânilor aflați în dificultate, drept pentru care va propune Consiliului Local să aprobe decernarea titlului de cetățean de onoare al municipiului celor două surori care s-au atașat de această urbe, formând o comunitate puternică de sprijin pentru oamenii aflați în nevoie. Este un moment important pentru că două surori franciscane s-au jertfit, s-au rugat aici în Caransebeș timp de 30 de ani amândouă, una 18 ani, una 12 ani, au făcut lucruri extraordinare, au făcut o mănăstire, gesturi sociale, gesturi de caritate pentru bătrâni, pentru femei, pentru oameni bolnavi, pentru copii, au făcut o jertfă pentru Dumnezeu atât de mulți ani aici în Banat, aici în Caransebeș, și era firesc și normal ca primar, ca reprezentant al comunității, să le aduc un cuvânt de mulțumire, să le spunem că vor fi mereu în sufletul nostru, că aici pot oricând să revină ca acasă, pentru că atât de mulți ani rugându-se și fiind alături de Caransebeș, evident că este o a doua casă pentru cele două surori. Evident că am adus aceste mulțumiri în numele și în numele Consiliului Local, al colegilor din Consiliul Local, care sper că după ce se constituie acest for, nou for legislativ, mini-parlamentul local al municipiului Caransebeș, să luăm și decizia ca cele două surori să primească și titlul de cetățean de onoare, pentru că împreună 30 de ani au slujit cu cinste, cu devotament și cu credință municipiul Caransebeș. Părintele Martin Neagu ne-a declarat că nu îi plac despărțirile, de aceea a oficiat o slujbă de mulțumire pentru tot ceea ce surorile franciscane au sădit în acest loc minunat din Banatul Montan. Este adevărat, e vorba de sora Winfriede și sora Margaret, sora Winfriede fiind de fapt prima superioară aici în Caransebeș, cea care a condus întreaga activitate până acum câțiva ani când a renunțat. Și așa cum a spus și în cadrul Sfintei Liturghii, dânsei trebuie să-i mulțumim faptul că mănăstirea de pe strada Zlagnei arată așa cum arată, este chiar opera dânsei. Iar sora Margaret, care de 12 ani este prezentă în mijlocul nostru, deși bătrână, la o vârstă înaintată, a dus o muncă, putem spune noi, enorm de grea. S-a ocupat cu bătrânii. În fiecare marți avea două grupe și tocmai de-aia am și spus că a fost ca o mamă pentru ei, pentru că i-au făcut pe undeva să se simtă că mai sunt încă utili, chiar dacă au anumită vârstă, chiar dacă sunt bolnavi, chiar dacă unul venea în cârșe la această întâlnire, dar veneau cu drag, pentru că aici se întâlneau împreună, aici sora îi învăța, se juca împreună cu ei fel și fel de jocuri, cărți, remii, table și așa mai departe. Și vă spun sincer că abia așteptau ca să vină această zi de marți ca să se reîntâlnească aici. Dânsele, parcă s-a și potrivit Evanghelia de astăzi cu semănătorul care aruncă sămânța, așa cum spuneam, au aruncat această sămânță aici și obligația noastră este de a o duce mai departe, de a face această sămânță să crească, să dea rod. Nu este un lucru ușor, dar trebuie să facem, să meargă mai departe tot ceea ce dânsele au pornit, pentru că ar fi păcat ca două surori venite din Germania, aparținând unei alte culturi, unei alte limbi, să vină să se integreze atât de bine aici, să facă ceva și noi să lăsăm ca totul să meargă de izbeliște. Doresc să le mulțumesc încă o dată și pe această cale pentru absolut tot ceea ce au făcut aici în Caransebeș. Așa cum și domnul primar sublinia, cuvintele în astfel de cazuri, în astfel de situații, sunt puține, nu le găsim. Dar cred că cel mai frumos cuvânt este totuși acesta de mulțumesc. Dumnezeu să le binecuvânteze, să le dăruiască sănătate acolo unde vor merge și să aibă grijă de ele în continuare. Sora Winfriede a venit în Caransebeș în 1994 ca soră superioară comunității. S-a implicat în munca
de caritate și a coordonat în cadrul parohiei romano-catolice din Caransebeș întâlnirile lunare cu o grupă de peste 25 de femei pentru a le da astfel posibilitatea de a se cunoaște mai bine, de a medita și a se ruga împreună. Sora Margaret a venit în Caransebeș în anul 2000 pentru a fi alături de persoanele în vârstă care se întâlnesc de două ori pe lună în cadrul parohiei romano-catolice. Aceste întâlniri au avut ca scop dialogul între persoanele de aceeași vârstă care în mare se confruntă cu aceleași probleme și dificultăți și mai ales să iasă din singurătatea lor. Sora Margaret a mai coordonat și două grupe de lucru manual, punându-și la dispoziție timpul, talentul și plăcerea de a lucra împreună. Ele s-au arătat deosebit de încântate de această ceremonie de despărțire. Cu lacrimi în ochi și brațele pline de flori, au dorit să mulțumească comunității pentru sprijinul acordat în munca lor. Für uns beiden war das eine ganz große Freude. Pentru noi a fost o bucurie foarte mare. Mit der ganzen Kirchengemeinde noch einmal Dank zu sagen. Ca să putem spune împreună întreaga, în fața întregii comunități, un mulțumesc. Wie können wir das besser tun als in der Eucharistie? Eucharistie ist Danksagung. Cel mai bine putem să spunem acest mulțumesc în cadrul Sfintei Liturghii, în cadrul jertfei eucharistice. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Also ich möchte auch noch sagen, ich bin 12 Jahre hier gewesen und Rumänien ist ein wunderschönes Land und hat sehr liebenswürdige Menschen. Pot să spun pe lângă această mulțumire că personal am descoperit aici după 12 ani că România este o țară minunată și are oameni deosebiți. Und ich bedanke mich bei allen, dass ich 12 Jahre mit ihnen zusammen leben durfte. Și mulțumesc tuturor celor care în cei 12 ani mi-au dat posibilitatea să trăiesc împreună cu ei. Ich habe viel von ihnen gelernt, aber ich denke, ich habe auch etwas weitergegeben, dass sie etwas gelernt haben von uns beiden. Și pot să spun că am învățat mult de la oamenii cu care am intrat în contact, dar îmi doresc și mă bucur că am putut să dau ceva și sper să fi învățat și ceva de la mine. Also, ich denke, ein Stückchen von unserem Herzen lassen wir hier. Putem să spunem că o parte din inima noastră rămâne aici. Datorită prezenței și activității celor două surori în cei 18, respectiv 12 ani, în semn de recunoștință, dorim să-i mulțumim bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce au făcut pentru noi. Ne-au declarat surorile din cadrul comunității surorilor franciscane din municipiul Caransebeș la finalul ceremoniei. La această ceremonie festivă au luat parte surorile franciscane din cadrul congregației din Lipova și Timișoara și foarte mulți membri ai comunității romano-catolice din municipiul Caransebeș. Asociația Altitudine Banat a lansat recent la sediul primăriei Caransebeș un proiect de educație ecologică destinat tinerilor. Intitulat Ranger Junior în situl Natura 2000 Munții Țar, cu proiectul își propune ca mai mulți elevi de gimnaziu și liceu de la școlile din zona Caransebeș să se familiarizeze cu zona Muntele Mic Munții Țarcu. 45 de elevi de la liceele și școlile din zona Caransebeș, Oțelul Roșu, Lugoj vor fi instruiți pentru a deveni rangeri în proiectul de educație ecologică Ranger Junior în situl Natura 2000 Munții Țarcu, lansat la sediul municipalității din Caransebeș. Potrivit reprezentantului asociației Altitudine Banat Călin Țâru, tinerii vor fi selectați începând din această săptămână pentru a participa la vară în taberele Ranger Junior de la Poiana Mărului, Muntele Mic și Cuntu, unde se vor familiariza cu echipamentul montan și de orientare în natură, vor ajuta la marcarea traseelor turistice și vor parcurge traseul tematic în căutarea acvilei de munte. Scopul proiectului este acela de a populariza cât mai mult area protejată din Munții Țarcu. Scopul proiectului este mare creșterea gradului de acceptare a situlului în rândul comunităților locale. Și asta pentru că am observat comunitățile locale, adică nu suntem foarte bine veniți. Fiind niște reguli în sit, oamenii nu le înțeleg foarte bine și unii dintre ei sunt oarecum contra arii protejate pentru că nu mai se poate desfășura toate activitățile în zonă. Dar nu înțeleg faptul că prin protejarea naturii, prin area protejată, putem să conservăm zona și pentru generațiile următoare,
dacă prin încoșunată stăstiri sau prin cazare și încurajare de enduro, de sportul de enduro, zona înaltă, pajiștea se distruge, iar pe viitor copiii și nepoții lor nu o să ne vadă ce au avut ei și asta încercăm prin cadrul proiectului să povestim copiilor ce se întâmplă sus, să le explicăm de ce trebuie să protejăm area respectivă, ce beneficii au și ca mai apoi, în speranța că copiii o să meargă acasă, o să povestească cât de frumos e și o să încerce cu părinții, cu bunicii să protejeze și ei zonă. Proiectul derulat de Altitudine Banat are ca parteneri administrațiile locale din Caransebeș și Oțelul Roșu, Facultatea de Geografie din Timișoara și Clubul Turistic Concordia din Lugoj. Cei peste 700 de pescari din Caransebeș au de câteva zile o nouă conducere. În urma alegerilor de la AJVPS Caransebeș, omul de afaceri Cristian Stepanescu a preluat frâiele asociației pentru următorii ani. Prioritar pentru acesta vor fi respectarea regulilor pescuitului pe bălțile și pe cele două râuri din Caransebeș, precum și dezvoltarea de activități sportive atât pentru copii cât și pentru cei peste 700 de membri ai asociației. De altfel, prima acțiune organizată de noua conducere a Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Caransebeș a fost dedicată copiilor, un concurs de pescuit pe balta Stauber. La Caransebeș a avut loc zilele trecute adunarea generală a filialei locale a Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, care a avut ca scop alegerea unui nou comitet de conducere după demisia președintului pe probleme de pescuit sportiv Ioan Dragoș. În urma votului membrilor AJVPS Caransebeș, noul președinte la sectorul de pescuit este Cristian Stepanescu. Acesta a declarat că dorește să faciliteze accesul la pescuit al cât mai multor pescari prin amenajarea de noi bălți, însă speră să găsească înțelegere în rândul braconierilor pentru a lăsa peștele să crească, în caz contrar urmând a fi aplicate amenzi celor care nu respectă legea. Ședința a fost supervizată de președintele AJVPS Caraseverin, inginerul Mircea Ciobanu, care a salutat alegerea unei noi conducere a pescarilor din Caransebeș. Potrivit acestuia, la ora actuală, asociația locală are 700 de membri care plătesc o cotizație anuală de 70 de lei. Schimbarea vicepreședintelui pescuit s-a impus la Caransebeș prin demisia pe care Dragoș o prezentat. La fel, ca să dăm satisfacție unor doleanțe a dumneavoastră, s-a venit cu o propunere ca să nu punem un membru hibrid vânător-pescar la conducerea activității de pescuit să fie doar un pescar. Domnilor, trăim vremuri noi. De la Caransebeș a început un cutremur care a cuprins toată țara și mă refer la cutremurul politic. La fel, probabil că de la Caransebeș va porni o reorganizare a activității de pescuit în România. Mă bucură faptul că atât domnul Vela să ne sprijine prin poziția și prin relațiile dumneavoastră. Vreau să vă informez că avem peste 4500 de pescari la nivel de județ. Dumneavoastră aveți peste 700. Activitatea de pescuit, dacă o luăm valoric, la nivel de asociație, se ridică la 13-15%. La dumneavoastră, în Caransebeș, e cam 10% din valoarea totală a banilor pe care îi casăm. Nu asta contează. Noi, mă bucură faptul că v-ați ales un om potent din punct de vedere financiar, un om care are prestanță în rândul și vis-a-vis de dumneavoastră și vă reprezintă, pentru că nu mai poți să mergi cu unii care, dacă îl chemi la o ședință, trebuie să-i dai bani de benzină sau să-i trimiși în mașină și nu are nicio putere din punct de vedere al determinării cu care lucrează. V-ați ales un comitet, mă bucură și asta, și noi de mult intenționam la Reșița, am făcut cu pescare din Clubul Reșița, am făcut un comitet de vreo 11 domni cu care conlucrăm. Dom'le, trebuie să vină propunerile de partea dumneavoastră, atât cu populările, atât cu măsurile de control, dacă vreți cu amenajarea pistelor de pescuit sau a unor bărți care le vizionați și le putem amenaja.
Suflul nou de la conducerea AJVPS Caransebe s-a făcut simțit imediat. 10 copii cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani s-au aflat la sfârșitul săptămânii pe una din bălțile municipiului Caransebe și aparținând președintelui filialei locale Cristian Stepanescu. Acesta și-a amenajat în ultimii ani pe domeniul său de la ieșirea din municipiu spre Timișoara 5 bălți de pescuit și gratuit a pus la dispoziția celor mici o zonă deosebit de frumoasă, unde copiii însoțiți de părinți au învățat să pescuiască și s-au bucurat de o zi deosebit de frumoasă în natură. Ce e aici în apă? Pești. Păi cât sunt? 3. Păi tu i-ai prins pe toți? Da. Nu cred așa ceva. Ia, îl scoți în mânuță să-l vedem. Ce pește îți-o zis, tati? Da, ăsta, stai să prind unul, angeroane. Așa se numește specia asta de peștișor? Da. Angeroane? Da. Unde i-ai prins? Aici. În balta asta de aici i-ai prins? Da. E prima dată când vii la pescuitul? Da. Ai mai fost? Da, odată. Cu cine ai fost? Cu tot cu Mircea. Tot cu Mircea. Te învață Mircea să pescuiești? Da. Câți ani ai? 6 ani jumate. Și cum te cheamă? Te uiți la noi un pic? Fabian Heller. Cum? Fabian Heller. Și cu ce prieten ai venit tu astăzi aici? Cu Denis și... Faci concurs cu copiii ăștia de pescuit? Da. Cam câte chile crezi că are? Vreo 800 de grame. Un kilogram, cam așa. Și ce spunea el? Ce fel de crap e? Crap românesc. Și-am mai prins 2 crapi oglindă. Crapul oglindă nu are decât un șir de solzi pe spate. Aici, în rest, nu are niciun solz. Cum sunt copiii? Sunt receptivi la ceea ce explicați astăzi? Sunt. Greu că să te ții de ei, că sunt mulți. Și micuți, de la 4 ani. Instalațiile, dar probabil în momentul în care o să îi învățăm și avem mai multe ieșiri de acest gen, o să se dea pe brazdă. Și o să-i avem alături de noi și o să învețe, bineînțeles, că de-aia chemăm. Natura, vedeți, receptivi, le place. Spune-mi ce faci tu aici. Încerc să prind un pește mai mare. Ai prins mai micuț până acum? Da. Cam cât ce pește ai prins? Angeroane. Angeroane. Ai văzut ce pești mare au prins colegii tăi? Asta încerc și eu să fac acum. Cine te-a învățat pe tine să pescuiești? Bunicu. Am înțeles. Pe tine cum te cheamă? Alex. Alex, tu aici te-ai pus camaradului Ștefan? Da. La pescuit? Da. Ce undiță ai? E o undiță mai scurtă pentru da la fund, dar încerc să dau la plută. Ai prins ceva până acum? O albitură. Cum îți place aici la baltă, la Nenea Cristi? E frumos. E pentru prima dată când participi? Da. Da? Am încercat cu porumb și nu mi-a ieșit. Acum încerc ieșit? Cu... Peștele? Da. N-ai ieșit peștele din baltă? Da. Ce pește trebuie să iasă din baltă? Unul mic, cam așa, așa de mare. Ai propria ta undiță? Da. Ai folosit-o până acum? Da, dar n-am prins niciun pește până acum. Deocamdată, dar asta e cam de jumătate de oră, deci se poate să... cu răbdare. Da, am încercat cu porumb, dar acum nu mi-o merg și încerc cu vierme. Este prima acțiune organizată de Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Caransebeș dedicată copiilor. Cristian Stauber a fost ales în fruntea pescarilor din municipiul Caransebeș în urma adunării generale a AJVPS desfășurată săptămâna trecută. Stauber ne-a spus de ce a ales să se dedice copiilor și să învețe tainele acestui sport, dar și ce proiecte are pe agenda de lucru a filialei locale a AJVPS pentru următoarea perioadă. După primul an de mandat, pot să spun așa, o să fie cel puțin 60 de copii în plus înscriși la asociația noastră de pescari. Ce trebuie să știe ei, cei mici? Știe să iubească natura, peștele, viața însăși, că practic e o plăcere și un sport foarte recreativ, pe care noi de copii mici îl practicam. Din păcate, acum pe apă, pe Timiș, vezi 2-3 copii pe distanță de tot orașul. Ne spuneați într-un interviu anterior despre locurile unde se mai poate pescui astăzi la Caransebeș și spuneați că aveți un proiect în acest sens să dezvoltați această arie. Da, vreau să anunț pescarii din Caransebeș că am discutat cu Episcopia care deține o baltă la Sacu, pe care o să o preluăm noi din toamnă, normal, că acum e prea târziu pentru populat. O să discutăm cu primăria Sacu, mai au și ei o baltă care tot în area noastră de pescuit și populăm și balta de la Reșița, de la intersecția cu Reșița. Da, da. În 1992, când domnul primar Marcel Vera era viceprimar, i-am zis, domnul primar, vreau să fac și eu în compensare, eu aveam mult teren în Caransebeș și în altă parte, să dați-mi mie balastiera asta veche, terenul, să-mi fac niște belți. Și toată lumea ce bă, nebunul ăsta, în piatra asta face belți. Și uite că astăzi, după 20 de ani, e un colț de rai în Caransebeș, unde mulți copii de acum înainte o să învețe să pescuiască.
Prioritar pentru acestea vor fi respectarea regulilor pescuitului pe bălțile și pe cele două râuri din Caransebeș, precum și dezvoltarea de activități sportive atât pentru copii, cât și pentru cei peste 700 de membri ai asociației. În duminica 1 după Rusalia tuturor sfinților, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a participat la tradiționalul hram al mănăstirii Piatra Scrisă. Și mănăstirea Piatra Scrisă din județul Caraș-Severin și-a sărbătorit hramul în duminica tuturor sfinților. Sfânta liturghie a fost oficiată în altarul de vară al mănăstirii de chiriarhul locului, preasfințitul părinte episcop Lucian, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Așezământul monahal de pe Valea Timișului este cunoscut credincioșilor din zonă pentru icoana Sfintei Treimi, apărută în piatră în biserica mică a mănăstirii. Este Piatra Scrisă o mănăstire de referință și pentru faptul că are o icoană a Preasfintei Treimi în biserica veche, o icoană despre care nu știm prea multe lucruri, dar știm că se află pictată de Dumnezeu sau de mână omenească pe o piatră, pe o stâncă, din acești munți binecuvântați ai Banatului. Această piatră scrisă, această piatră pictată, este și va rămâne până la sfârșitul viacurilor o mărturie a credinței noastre și o dovadă a purtării de grijă pe care Dumnezeu o are față de noi, poporul cel binecredincios. La Sfânta Liturghie au participat credincioși din localitatea Armeniș, dar și din localitățile învecinate, precum și numeroși pelerini care participă an de an la sărbătoarea duhovnicească a mănăstirii Piatra Scrisă. Praznicul închinat tuturor sfinților ne oferă o adevărată bucurie în Hristos, pentru că ne împărtășim din bucuria sfinților. Mănăstirea Piatra Scrisă se bucură în mod deosebit de această zi de sărbătoare, întrucât își sărbătorește tradiționalul hram închinat tuturor sfinților care din viață au bineplăcutul lui Dumnezeu. Mănăstirea Piatra Scrisă este situată la drumul european ce leagă Banatul de Oltenia și datează, din punct de vedere documentar, de la anul 1788. Pentru mănăstirea Piatra Scrisă a fost o zi deosebită, întrucât și-a sărbătorit hramul. Cu acest prilej, preasfințitul părinte episcop al Caransebeșului a adresat un cuvânt de învățătură tuturor celor prezenți, arătând că sfințenia este în primul rând roada a Duhului Sfânt și că omul trebuie să conlucreze cu Harul Dumnezeu pentru a ajunge la acest stadiu al vieții duhovnicești. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de grupul Teosis al mănăstirii. Societatea Dalami Print vă așteaptă cu un stand nou situat în centrul comercial Euroshopping Mall la etajul 2. Aici, într-un spațiu modern și plăcut, găsiți jucării, articole de birotică, papetărie, rechizite școlare, reviste, iar la tipografia firmei se execută imprimate, personalizate, afișe și invitații. Nu ezitați să vizitați standul Dalami Print, nu veți regreta, pentru că aici găsiți la cele mai bune prețuri numai produse de calitate superioară. De la noi, niciun client nu pleacă nemulțumit. Sala de spectacole a Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță din Caransebeș a găzduit marți seară un spectacol caritabil susținut de trupa Credo a Centrului de Voluntariat din cadrul Sectorului Social Misionar al Episcopiei Caransebeșului. Fondurile strânse vor fi folosite pentru ajutorarea unei fetițe de 3 ani bolnavă de leucemie. Cu binecuvântarea preasfințitului episcop Lucian, funcționează în cadrul Sectorului Social Misionar al Episcopiei Caransebeșului și Centrul pentru Voluntariat. Este un centru în cadrul căruia activitatea noastră se bazează în special pe ajutorul pe care îl oferă comunitatea semenilor săi,
aflați în imposibilitatea de a-și desfășura activitățile zilnice sau traiul prin puterile proprii. Iar principalii actori ai acțiunilor noastre sunt tinerii din liceele din Caransebeș. Trupa de teatru Credo a fost înființată în noiembrie 2010. Tinerii au pus în scenă schițe scrise de Ion Băieșu, dar și piesa de teatru Caseta Colombinei. Voluntarii noștri au răspuns pozitiv la cererea noastră de a veni în număr cât mai mare și să fie alături de noi pentru a ajuta pe micuța Iasmina. Am reușit încă o dată, prin voluntarii noștri, să dovedim că nu ne dăm la o parte și că putem să facem o treabă foarte bună. Am strâns niște fonduri care vor fi donate pentru această fetiță. Ne bucurăm să participăm la această manifestare și cred că vorbesc în numele tuturor când spun aceasta. De asemenea, suntem fericiți că am putut să aducem puțină bucurie în sufletul oamenilor și un strop de lumină în sufletul unei fetițe. La spectacol au participat copii și tineri din școlile și liceele din Caransebeș, părinți și cadre didactice. Aici se încheie ediția săptămânală a știrilor Info Caransebeș. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!